În adresa președintelui Republicii Moldova, un demers. Acest demers este formulat în temeiul articolului 8, alineat 8, din legea privind Centrul Național Anticorupție și rezumatul acestui demers constă în inițierea procedurii de demisie a directorului Centrului Național Anticorupție, domnul Chetraru Viorel. Este prerogativa primului ministru să vină cu aceste inițiative către președintele Republicii Moldova și este deja la discreția președintelui Republicii Moldova dacă emite sau nu emite decretul de demisie a funcționarului menționat. Ca să evităm eventuale speculații privind răfuieli sau vendete în această perioadă, aș vrea să menționez că în argumentarea acestui demers, în capul listei de motive, este invocat anume faptul că, indiferent de statistica triumfalistă care este prezentată de către domnul Chetraru privind activitatea centrului și eventuale aluzii care exista anumite ingerințe politice, cu toate că pot să o declar că niciodată nu i-am dat absolut niciun fel de indicații domnului Chetraru cum să procedeze într-un anumit caz sau altul, indiferent de aceste circumstanțe, indicele percepției corupției, atât pe interior, cât și toate studiile făcute de experții străini, continuă să fie într-o continuă creștere.